Salutare! Întotdeauna am crezut că creatorii filmelor despre oameni cu superputeri au o fantezie bogată, dar se pare că ei se inspiră din viața reală. Astăzi veți vedea oameni obișnuiți cu cele mai neobișnuite abilități. Probabil caută în carte instrucțiuni cum să revină în poziție normală. Călugărul ăsta pare a fi prea nervos. Cred că s-ar descurca cu orice melodie. Sunt într-atât de încrezuți în abilitățile lor, încât nu au nevoie de niciun fel de siguranță. Pentru a face așa mișcări, e nevoie de multe antrenamente. Tipul ăsta nu are clavicule, dar a făcut acest truc cu superputerea lui. No lo arruines. Ahora en cámara lenta. Secretul e că trebuie să le fierbi exact 3 minute. Oliver Queen este neputincios împotriva acestui tip. Răspuns pentru cei care considerau fizica acestui joc ireală. Acest bărbat e un adevărat ninja. Eu nu reușesc să înțeleg cum face aceste trucuri. Cred că știi deja cum va arăta încercarea de a repeta acest truc. Hai,
clipul ăsta e aici pentru ca tu să te relaxezi și să savurezi. A petrecut 5 ani din cei 6 pe care îi are la Mănăstirea Shaolin. Puțină motivație pentru cei care știu să jongleze doar cu 3 obiecte și doar cu mâinile. Le doresc tuturor abonaților noștri să fie la fel de puternici la 51 de ani. Mi-ar plăcea să văd acest personaj în a treia parte a filmului Pantera Neagră. Pune like dacă ți-ai fi rupt toate membrele de la prima mișcare. Fata asta sigur nu e de plastilină. Dacă ați privit acest filmuleț până la sfârșit, vă rugăm să puneți like, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate postările noastre.